Bun găsit, stimați prieteni, ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Invitatul meu este domnul deputat Mircea Roșca, deputat PNL. Bine ați revenit, domnule deputat, la emisiunea Proces Verbal. Bine, v-am regăsit cu plăcere. Oricând. Întrebare directă, frontală. Care e diferența între PSD și PNL la nivelul administrației publice locale, în general, în România? În România? Da. Haideți să vorbim de Prahova. Vă rog. Că aș putea să vorbesc până mâine. Personalizăm. Păi nu există, nu putem să facem, nu există termen de comparație. Eu ved un PSD în campania asta, în mod normal, dacă vorbim de administrație, ar trebui în campania electorală să vedem ce proiecte au făcut, ce proiecte, care e viziunea, ce vor să facă. Eu văd la președintele Consiliului Județean, Iulian Dumitrescu, că vorbește numai de proiecte, nici măcar nu are timpul necesar să-și expune proiectele care sunt în execuție. Ce vedem în partea cealaltă? Un atac la persoană, permanent, susținut, la adresa unui om care a tăcut, a tăcut, a tăcut. Noi am mai avut emisiuni profunde și spirituale și în care eu, știți bine, că am o anumită latură sensibilă față de anumite zone și de anumite situații. M-am rugat pentru oamenii ăștia, care au trecut în situații poate de 100 de ori mai grave. Dar am văzut o lună, două, am tăcut, m-am rugat și am crezut că se vor opri. Nu văd decât un atac la persoană, la adresa unei persoane, la adresa președintelui Iulian Dumitrescu, care, după cum bine știm, că este într-o cercetare în baza unor reclamații. Nu avem nici decizie definitivă, nu avem nici măcar trimitere în judecată. Ce vedem? Vedem un Iulian Dumitrescu care a tăcut, a fost atacat. Toată lumea spune în campanie pe unde mergem, dom'le, chiar trebuie să-ți cumperi un Lamborghini. Că toată lumea a văzut mizeria aia, că un om plătit să se plimbe cu un Lamborghini prin Ploiești. Chiar este obligat, spuneau, sunteți obligați să vă cumpărați. Și Iulian Dumitrescu este un om atât de puternic din punctul acesta de vedere, încât n-ar avea nicio problemă să justifice nici banii, nici mașinile. Apropo, pentru domnul Bogdan Toader, și că vorbiți de administrație. Pot să-i fac o socoteală cu ce sunt îmbrăcat. De-aia mi-am luat acest pantofi Prada, pot să-mi spună prețul care, cât costă, cureaua de la Massimo Dutti, aici cred că avem un boghi. Asta văd la PSD, până și hainele. Fost președinte al Consiliului Județean, că vorbim de administrație, comparativ mandatul trecut cu mandatul acesta. Mandatul trecut PSD, mandatul acesta PNL. Vorbim despre ce pantofi poartă Iulian Dumitrescu, vorbim ce curea are, cât costă costumul și așa mai departe. Ce vedem în partea asta cealaltă? Vedem centuri. Centură ocolitoare Comani, centură ocolitoare Bușteni, Azuga. Centură ocolitoare Câmpina. Vedem în comparație, acum un an și jumătate, mergând la Valea Doftanei, cu premierul Ciucă la vremea aceea, cu domnul ministru Grindeanu, bineînțeles cu Iulian Dumitrescu, vedem pe domnul ministru, prim-ministru actual Ciolacu, care vine să inaugureze lucrări care au fost inaugurate. Adică, dumneavoastră a spus o întrebare bună. Ce punem în balanță? Păi, în balanță vedem că PSD-ul e nevoit să inaugureze pentru a doua oară lucrări care au fost inaugurate acum un an și jumătate către Iulian Dumitrescu și premierul Ciucă. N-avem nimic cu domnul premier Ciolacu, cred că și-a dat seama, a fost pus într-o situație, a fost plimbat și prin hale. Probabil că au hoit oamenii că n-au cumpărat niște cirece. Pe la Sinaia vreau să plimbe, am înțeles că s-a răzgândit, a plecat chiar supărat. Oricând este binevenit să-i prezentăm proiectele de infrastructură majore din județul Prahova. Că vorbim de infrastructură de gaze pe Valea Slănicului, că vorbim de centură la Mizil, că vorbim de proiectul pe care domnul primar Bebe Moacă ni l-a prezentat, doar centură ocolitoare Vălen. Nu, Iulian Dumitrescu are o viziune mult mai largă. Și vorbim de centură ocolitoare de la Boldești până dincolo de Băleni, Izvoarele și așa mai departe, dacă chiar vrem să fluidizăm traficul. Că vorbim de centură ocolitoare la Păulești, că vorbim de Spitalul Județean, despre ce vreți să vorbim? Că dacă punem în comparație, nu văd decât nimic, atacuri la persoană, un mandat în care au atras 60 de milioane de euro. Vă referiți 2016-2020, 60 de milioane de euro, comparativ cu 3 miliarde de euro investiții în infrastructura generală a județului, fără să luăm în calcul investițiile din cadrul primăriilor și a parteneriatului care s-a făcut între Iulian Dumitrescu, Consiliul Județean Prahova și localitatea respectivă. Ar fi funcționat o listă comună PSD-PNL la Prahova, din punctul nostru de vedere, sunteți un liberal cu ștate vechi. Adică de când vă știu, sunteți doar în Partidul Național Liberal. Aveți convingeri, nu păreri, și din acest motiv vă întreb. Ați invocat o campanie, cum să o definim? Nefirească, ilegală, cum să... Urâtă.
Chiar acum sunt informat că în fiecare noapte tone de materiale ilegale și fac apel la instituțiile statului să-și facă datoria. Știți, e un contrast major între ce se întâmplă în județul Prahova cu municipiul Ploiești. În municipiul Ploiești, că dacă dai tone de mizerie, nu prea se observă, că nu prea stăm bine nici cu curățenia și nici nu intru în detalii. Dacă te duci în comunele astea, care au devenit nu doar pitorești, au devenit unele dintre ele și multe, comparabile cu Austria, cu Germania, o hârtie aruncată pe stradă îți sare în ochi. Tone au aruncat. Și chiar le-am recomandat primarilor să le lase ca să putem face o comparație. Ce fac ei și ce facem noi la Valea Călugărească? La Valea Călugărească, unde avem, nu cred că există un primar care să fi făcut atâtea proiecte în primul mandat, pentru că primarii care au fost la primul mandat în acest mandat 2020-2024 cu președintele Iulian Dumitrescu în funcție, efectiv s-a întâmplat ca comuna lor să explodeze din punct de vedere al inițiativelor, al viziunii pe care a avut o comună, atât primarul cât și președintele. Campania asta murdară pe noi nu ne sperie. Eu nu sunt doar dezamăgit, că a spus dacă ar fi funcționat această alianță. Cred că dacă mă întrebați acum 5 luni, aș fi spus da. Eu am și o postare când la nivel național s-a hotărât să avem această alianță la guvernare între PSD și PNL. Nici nu vreau să dau vreo nuanță din aceasta mai de ochiată vis-a-vis de interesul național, dar chiar era un interes național, pentru că USR-ul la vremea aia blocase chiar proiectele acestea de infrastructură către administrația locală, ei vrând, neavând decât câțiva primari în funcție, dar abandonându-i și pe ceilalți, au blocat. Dar în Prahova, acum văzând niciodată, Iulian Dumitrescu a venit în județul Prahova și într-o echipă cu câțiva dintre noi și nu l-a interesat absolut deloc. Știți ce mi-a plăcut foarte mult la el? Și în latura asta nouă a mea, că vă spuneam că am făcut postarea aia, că dacă ar fi să mai găsești niște oameni serioși în niște partide politice, le găsești pe la PNL și pe la PSD. Oameni care să se așeze la o masă și să aibă un numitor comun în viziune, în ceea ce își propun. Spuneam asta cu 3 ani de zile. Că celelalte partide care au apărut, vedem și noi la ce se pricep. N-aș vrea să generalizez PSD național cu PSD Prahova. PSD Prahova are o latură urâtă, care e undeva, cumva, președintele Iulian Dumitrescu a crezut că a dispărut, pentru că modalitatea de a face politică, mai mult administrație decât politică la Iulian Dumitrescu, a fost alta. N-a venit să spună, 33 de ani n-ați adus gazele în Slănica, le-am adus eu, cum se purta pe Prahova. Discret, onest, chiar într-o tensiune cu propriul partid, și aici vă spun cu mine, care îmi doream în mod expres să fie promovate aceste proiecte. A greșit? În acest punct de vedere, că nu a nu-mi pare rău. Să știți că după prima emisiune cu domnul Dumitrescu, reacțiile pe care le-am primit eu au fost ceva de genul, unde a fost până acum? De ce nu a vorbit? Iulian Dumitrescu este omul care a spus, nu pot să vorbesc de un proiect până nu-l văd în execuție. Nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva în multe locuri, dar pe în Prahova. Când a venit cu proiectul de extindere a rețelei de gaze pe Valea Slănicului, toată lumea îl înjura. Și mă întreabă pe mine, s-au scumpit gazele, știi ceva? Nu știu de ce mă înjură toată lumea, nu era nevoie de asta? Nu mai crede nimeni, domnul președinte. Pentru că 20 și ceva de ani au fost mințiți, știți poveștile cu țevi răsturnate și după aceea că gata, am venit cu gazele, cu compasul prin grădinile oamenilor, ne-a trimis PSD-ul că băgăm gazele, oamenii săraci și creduli, nu mai credeau. Și chiar au avut probleme cu cererea de numărul, știți, ca să fie fezabil proiectul, eligibil, trebuia un număr de cereri. Și oamenii nu făceau cereri, că nu credeau. Și acum s-au dublat, s-au triplat. Am făcut 3 emisiuni. Și mie mi-a plăcut expresia lui. Zice, deci, Iulian Dumitrescu, un om, nu știu cât l-ați cunoscut dumneavoastră și de când îl cunoașteți dumneavoastră. Eu l-am cunoscut în 2012, când chiar a vrut să candideze la Prahova,
senator și nu ne-am înțeles pentru că aveam o altă strategie și colegiul care îl vroia să candideze la Senat era colegiul în care se născuse, în Gornet Cuib, care face parte din colegiul de deputați Boldești, care împreună cu Urlați și cu Vălen de Munte, cele trei colegi, formau colegiul de Senat. Atunci eu aveam o promisiune de la Crina Antonescu și Eduard Helbig că vor candida, era primul președintele și secretarul general al partidului și l-am refuzat, regret acum, pentru că în final nici n-au mai venit cei doi colegi aici. Dar când l-am cunoscut, un om pe picioarele lui într-un mod solid, adică un om care și-a făcut școala până în America, un om care și-a făcut multă școală și a putut să pună în valoare ceea ce a învățat, încât din punct de vedere personal, era la un nivel încât politic, pentru pe un președinte de filială cum eram eu, l-ar putea speria un pic. Atât de puternic încât el și-a dorit, după ce și-a făcut o carieră proprie, din viziunea lui, din economia, din zona aceea de a simți economia la nivelul de joc al societății, la bază, să aducă și în județul Prahova. Și să schimbe ceea ce se întâmpla a fi un pic prăfuit județul ăsta. Rămăsese doar vorba de noi, județul Găzarilor, fără 38% gaze, județul cel mai bogat. Peste 45 de localități din județul Prahova nu aveau apă potabilă. De canalizare, hai să zicem că este o latură mai proaspătă de câțiva ani de zile, pe care Iulian Dumitrescu o rezolvă aducând cel mai mare proiect de infrastructură, canalizare și apă, POIM, din România, aproape 900 de milioane de euro. Când m-a sunat, de exemplu, de centura de la Comarnic, soția mie martură lângă mine și am zis, eu cu omul ăsta nu mai ies în campanie. Nu-mi permit, că e clar că bate câmpii. După 3 luni de zile m-a chemat să vadă că semnează documentele. Când mi-a vorbit de Bușteni și Azuga, nu mai știam ce să cred. O spun sincer, nu este nicio figură de stil. Toate le vedem, sunt în execuție. Am văzut la Bușteni, pe candidatul de la PSD, în poză, dacă ies primar, voi face centura Bușteni-Azuga. E de râsul, nu pot să zic al curcilor, dar chiar al curcilor, pentru că este adjudecată, are finanțarea, constructorul trebuie să se apropie de execuție, să înceapă execuția, este deja proiectarea, pentru că Iulian Dumitrescu are o viziune proaspătă în județul Prahova. Nu facem întâi proiectarea și proiectarea nu se pupă cu execuția, ci proiectarea merge odată cu execuția. De-aia domnul Ienache și dumneavoastră ați rămas șocat când ați văzut lucrurile de la Comarnic, pentru că doar se vorbeau de ele, dar le-am văzut în fapt. Pentru că merg odată și merg repede. Deci, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, nu ar fi funcționat, pentru că undeva, cumva, PSD Prahova a rămas la nivelul anului 2008-2012. Mizerie la adresa unui om care nici nu s-a lăudat, nici n-a pomenit, nici n-a arătat cu degetul, nici măcar nu i-a deranjat în zone în care nu-l pasiona. Îl pasiona doar să se bată pentru județul Prahova, doar pentru ca Prahova să fie pe primul loc. Noi suntem Prahova, îmi place și ne place tuturor când o spune, că o spune cu mândrie. Un prahovean care a crescut, și pe asta l-a atacat, a crescut în Prahova, s-a format în Prahova la liceu Ion Luca Caragiale, a jucat și la Petrolistul, era echipa secundă a lui Petrolul Ploiești, și care după ce a reușit să ajungă la un nivel puternic din punct de vedere atât economic cât și ca experiență, a venit să o aducă la noi și s-a văzut în 3 ani și jumătate. Spuneți-mi, vă rog, o să fac apel la, dacă puteți fi obiectiv, cum vedeți lupta pentru președinția Consiliului Județean? Fiindcă sunt și suprapuse alegerile, despre Parlamentul European oricum nu vorbește nimeni, nici nu contează, se pare. Contează, din păcate, toate, că România trebuie să se întrebe despre lucrul ăsta, dar da. Aveți dreptate. Cum vedeți lupta? Dincolo de, evident că dumneavoastră sunteți subiectiv, sunteți liberal, sunteți deputat liberal, domnul Iulian Dumitrescu este președintele PNL Prahova, da? Bun, oamenii pot spune, doamne, domnul Roșca e subiectiv. Da, așa este. Cum e lupta la Consiliul Județean? Aveți experiență cu mine, domnul Ienache, că mi-am criticat proprii colegi? Chiar președinții ai partidului la nivel național. Adică eu personal trebuie să știți că, spre deosebire de alți colegi care aplaudau, eu i-am spus lui președintele Câțu de atunci, nu pot să cred că a fost președintele partidului, că este o rușine pentru Partidul Național Liberal și pentru toată istoria mea din 90, că din 90 până în 97 am fost voluntar în convenție, am fost și plan niște minere, ia de am niște semne prin cap. Iar din 97 numai în Partidul Național Liberal, nu pot să cred că în fruntea acestui partid a ajuns un astfel de om. Măcar din punct de vedere al valorii sale umane, expertiza nu vreau să o analizez, pentru că nici eu nu sunt un mare expert să-mi dau cu părerea. Eu acum o să fiu obiectiv.
Da, eu ca om politic pot să-i reproșez lui Ian Dumitrescu că n-a fost vizibil. Adică mie personal, care mă ocup în general de campanie în tot județul, îmi pică oarecum greu să arătăm acum. Lumea rămâne șocată să vadă în execuție lucrurile despre care vorbește. Pentru că nu a fost un om politic, a fost omul pe care îl vor cetățenii. Nu a fost un om care vorbește, are o carismă a vorbirii, pentru că nu l-a pasionat. Nu a venit în fiecare zi la Consiliul Județean. Da, au dreptate cei de la PSD. Păi ce să facă, să bea cafele? Că e deja de notoritate pe unde merge. Ne chema domnul Bogdan Toader și bea cafele cu noi, dar nu se întâmpla nimic. N-am nimic cu... Aveți cu domnul Toader. N-am nimic. Este un om pe care l-am simpatizat, un tânăr de perspectivă, care l-am cunoscut când era acea alianță USL, dar m-a dezamăgit să-l văd că face o postare. Un fost președinte al Consiliului Județean, care n-a reușit să facă aproape nimic, 60 de milioane de euro, comparativ cu 3 miliarde de euro, fără să luăm în calcul investițiile din infrastructura locală, care cred că mai avem și acolo peste 1,5 miliarde. Să faci tu deputat în Parlamentul României o postare despre cât costă cureaua de la pantaloni a domnului Iulian Dumitrescu, este o rușine. M-au sunat PSD-iști, oameni cu vechime în PSD, care mi-au spus: Mircea, îmi este rușine că am fost coleg și am contribuit la creșterea acestui domn. Nu am nimic. Îl pomenesc totuși pe Bogdan Toader, pentru că e mult superior. Adică, de ce ați vrea să-l prezint pe domnul Nanu? Pentru că n-am ce să spun acolo. Cariera dânsului ține doar de PNL. Și ca jurnalist de experiență, pe care vă respect, chiar vă rog mult de tot să investigați. Pentru că vreo 60% dintre primarii PSD îi spun domn director. Da, nu, ei uită, acești domn primar pe care îi respect în mod deosebit, că și domn director e complicat. Pentru că domn director este din 2012 la cadastru și se datorează PNL-ului, n-aș vrea să dezvolt, vă las pe dumneavoastră să aflați mai bine. Iar cariera de prefect asta scurtă îi se datorează tot PNL-ului. Tot așa, vă las pe dumneavoastră să descoperiți. Oricum, domnul Cornel Nanu, un primar de frunte al PSD, pe care îl respect în mod deosebit, a avut un aport esențial și cred că și Alexandru Băiatu, tot așa, un om deosebit. Cam asta este cariera lui Nanu, apropo de treaba asta. Și uitați-vă un pic, că puneați în comparație și tot revenim la prima întrebare. Văd niște videoclipuri, dumne, forțate un pic, adică cu specialiști, sunt oameni care îi cunoaștem de o viață. Unii chiar au o vârstă și o etate, o respect în mod deosebit pentru tot ceea ce au făcut. Nu mai văd pe oamenii din spatele domnului Nanu să mai facă ceva. Majoritatea sunt aproape de pensie, avem nevoie de expertiza lor, dar este o viziune nouă aici la Prahova. Noi suntem Prahova, spune Iulian Dumitrescu, și vorbim despre fapte, nu vorbe. Vorbim la concret despre ceea ce avem de făcut. Deci lupta vi se pare egală? Lupta mi se pare inegală total. Lupta se dă doar pe o manipulare și cetățenii, prahovenii noștri, o spun cu încredere și au dat seama. Cel puțin ce am văzut noi în teren, ne-am văzut cu zeci de mii de oameni în perioada asta, foarte deschiși, înțeleg. Înțeleg când tu te ții de o mașină inexistentă care normal trebuie să vină cu un document în care să arate că domnul Iulian Dumitrescu are un Lamborghini. Dar majoritatea sunt, și dacă avea un Lamborghini, ce? Că vedem, vor să facă niște legături. Să spuneți, domnule, e bogat, are bani. N-are un Lamborghini, e obligat să-și le ia probabil. Ar fi putut să aibă Lamborghini. Ar fi putut avea. Și unde era problema? Și unde era problema dumneavoastră, nu? Suntem totuși, dacă credem că suntem în 2024, cum PSD-ul a rămas în 2008-2004 probabil, încă ei cred că lucrul acesta va avea o influență majoră. Deci eu cred în prahoveni că își dau seama că și pot pune în balanță lucrurile care se văd, adică Valea Slănicului, domnul Ienache. Vă imaginați primarul de la Slănică, eu l-am văzut cu ochii mei că i-au dat lacrimile când nu a crezut că vor veni gazele. Mai avea să se așeze în genunchi. Știți ce a făcut domnul Nanu? Le-a spus primarilor: reclamați toate lucrările lui Iulian Dumitrescu, adică canalizare, apă și gaze pe toată Valea Slănicului, unde sunt cei mai mulți primari PSD. Nici măcar Iulian Dumitrescu n-a ținut cont de aspectul acesta. Și primarul a spus: dom'le, cum să le spune la oameni că a fost rău? Păi noi am fost aleși aici. Păi dacă n-ai gaze, apă și canalizare, ce ai, domnul? Puteți să-mi spuneți ce ai? Vă ruim școlile? Dacă nu ai astea trei, dar sunt primari pe care noi îi respectăm,
și care nu avem nimic, că sunt un PSD, e normal în democrație, dar știm și noi de discuțiile astea. Dom'le, dar ce să le spunem? După ce am spus că e bine, să spunem că e rău, că a venit omul ăsta cu proiectele. Singurul primar a fost primarul din Slănic care a reclamat lucrarea de gaze. Noi punem în balanță campania. Credem că oamenii nu-și dau seama când tu ai un crater în mijlocul Slănicului. Toată lumea e de notorietate acolo că unul dintre lacuri a dispărut apa și au venit cu apă dulce ca să mintă turiștii. Sunt oameni care știu toate lucrurile astea și s-a scurs apa pe sub drumul acesta principal și s-a scufundat 10 metri adâncime pentru 70 de centimetri gaze. Dar nu știu dacă știți la comuna Vâlcănești, unde săracul primar ne spunea acum, domnul Roșca, mă duceam și eu spre primărie dimineața la 8, a venit România TV, domnule, știți, a venit Viitura azi noapte, vreți să facem un interviu? Da, cum să nu, dispus. Hai să așezăm camera, hai să așezăm cadru, nu știu ce, prima întrebare. E adevărat că Viitura, din cauza conductei de gaze a lui Iulian Dumitrescu, omul a rămas șocat, ce legătură are, nu înțeleg. Au ieșit pe stradă, a ieșit omul din studio și cetățenii, e adevărat că din cauza lucrării de gaze a venit Viitura azi noapte și... Nu, domnule, nu înțelegem ce legătură are. Ai, vedeți? Le e frică de Dumitrescu. Adică, ca să înțelegem, manipularea aceasta. Asta este sentimentul, îți vine să râzi. Nu mai poate să meargă la interviu. Vreau să vă întreb, că știu că dumneavoastră mergeți zilnic. V-ați făcut, știți, campanie adevărată zi de zi. Și este invocat în spațiu public, este invocată această campanie murdară, neasumată de nimeni, ca să fim corecți. Da. PSD-ul nu și-a asumat-o, cum nu și-a asumat-o nici USR-ul. Nu, e de notorietate. Se cunoaște foarte bine că este stilul campaniei din PSD, a oamenilor din umbră, la care eu încă aștept ca Dumnezeu să lucreze la inima lor. Eu sunt naiv aici. Chiar dacă mi se pare că poate am ceva experiență politică din punct de vedere al esenței umane, eu cred și Dumnezeu ne învață. Și în Sfânta Scriptură vedem că în fiecare om trebuie să vedem binele. Și undeva niște oameni care au trecut cu niște lucruri extrem de grave, poate de 10 ori, 20 de ori, și n-am văzut o reacție, cel puțin din partea mea, niciodată, și știți că am făcut și niște emisiuni și vom face când va veni momentul vis-a-vis de ce se întâmplă cu situația asta. Să vedem o reclamație, chiar aseară vedeam o știre în care cel care, vezi, doamne, e presupus denunțător, de fapt n-a denunțat nimic, ar fi fost și asociați cu câțiva din PSD Prahova în dosarul lui Iulian Dumitrescu, dosar care e doar în cercetare. Nu e nici trimis în judecată, n-a nici vreo condamnare. Unde este prezumția de nevinovăție în țara aceasta? Pentru că văd oameni, sute achitați judecători la Curtea Constituțională, Toni Greblă, pentru un ochi de struț. Dar nu mai este la Curtea Constituțională. Cine este în locul domnului Toni Greblă, la PSD-ist? La Curtea Constituțională, domnul Enache. Că, de fapt, scopul nu este să avem o luptă anticorupție. Din punctul meu de vedere, de care avem maximă nevoie. Avem nevoie de o luptă anticorupție pe bune, domnul Enache. Nu să căutăm ou de struți și nu să căutăm șpăgi care sunt mai mari decât investiția. Pe ce se invocă acolo este noaptea minții, râd toți ziariștii. Dar zice, ce să facem? Că unele trusturi de presă sunt conduse după afară. Dar măcar dar fi de români, unul e român și probabil e hotărât să schimbe, să revină Prahova la ce a fost odată. Ideea este că eu mă rog și cred că Dumnezeu va lucra la inima acestor oameni. E campanie electorală, domnul Roșca, credeți că Dumnezeu va lucra? Adică... Eu cred că Dumnezeu, eu nu vreau să-L implic pe Dumnezeu în lucrul ăsta, eu spuneam la nivel personal, da, da. Dar îți spuneați, vă pare rău, regretați că Iulian Dumitrescu și-a prezentat proiectele. Aici cred în Dumnezeu. Intenția unui om, deschiderea unui om, sinceritatea unui om, viziunea unui om pentru oameni, va fi răsplătită. Și cumva, undeva, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și oamenii de bine care au o educație, un bun simț, au o moralitate în care eu mai cred a poporului român, vor vedea comparațiile. Mizeriile astea care le vedem în fiecare seară și în trusturile care, uitați-vă ale cui sunt, trebuie să se ducă. Știți ce mi se pare mie un subiect, care eu însuțesc un subiect foarte important? Eu sunt și chiar cred, procesul democratic este afectat de acești fluturași, de această campanie subterană, neasumată de către niciun partid politic, încă o dată subliniez, fiindcă, de fapt, mă gândesc mai la Breaza.
Țin minte că fluturași și otrăviți, în fluturași, se vorbea despre breaza de Buzău, dar era asumată pentru breaza de Prahova. Adică, iar oamenii pot crede. Spuneți-mi, vă rog, noastră, asta am vrut să vă întreb și mai devreme, care mergeți 100 de kilometri zilnic, cum este, cum vedeți această graniță între manipulare și ofertă electorală cinstită, unii cu fapte, alții cu proiecte, ce dorim să facem? Încă o dată, poate raport, mi-arătați un proiect din partea cealaltă, că eu văd numai mizerile astea de care vorbiți dumneavoastră. Ultima de care vreau să spun în mod deosebit este la Filipești de Pădure, unde noi avem un candidat, o doamnă, Emilia Milu, un om serios, care e aproape de cetățeni. Și acum ultima situație care au creat-o PSD a fost că sunt alianță cu noi, că Emilia Milu este în alianță cu acest clan, așa îl numește lumea, al fostului primar Morărescu, al tatălui fostului primar Morărescu, care s-a aliat cu PSD-ul mai nou. Și spun că este o alianță. Nu, Emilia Milu este susținută de PNL într-o opoziție totală față de actuala administrație. Ciprian Morărescu n-a mai candidat, pentru că n-a fost în stare să ducă proiectele și finanțarea pe care Iulian Dumitrescu i-a dat-o și e de notorietate că fondul de rulment al fiecărui an din administrația Ciprian Morărescu la Filipești a fost cel mai mare din județ, pentru că nu era în stare să dea drumul la investiții, și de la tată, fiu, acum am trecut la nepot. Ca să înțelegeți ce se întâmplă în județul Prahova. Cam așa, adică sânge regal probabil, dar numai sânge regal nu văd la familia Morărescu, cred că îl știți și dumneavoastră pe senior cel puțin. Emilia Milu are o independență totală cu o echipă serioasă la PNL și va câștiga alegerile. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, ofertă... Pun în locul dumneavoastră, da. Și de fapt eu sunt cetățeanul al dumneavoastră și citesc breaza de... Breaza, e cel mai bun, poate, exemplu. Breaza de Buzău... Îi jignește pe oameni. Dumneavoastră nu considerați că îi jignește pe oameni? Îi consideră la un nivel atât de scăzut încât să fie manipulat? Adevărul. Eu, om simplu, mă înțelegeți că, de fapt, procesul democratic al alegerii este afectat. De unde aflați adevărul? Am văzut o emisiune aseară publicată la dumneavoastră cu Centura Comarnic. Din teren. Fapte, nu vorbe. Rămânem la Prahovei la PNL? Mă provocați, pentru că eu poftă ce-am poftit eu tot de mult. E o ambiție, deși încerc să mă spăl de ambiția mea politică, dar este un dar de la Dumnezeu, ca să spun așa, să am Breaza, Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, nu eu, ci viziunea de la baza acestor 5 localități, pentru că este o perlă. Și Iulian Dumitrescu încearcă să scoată blestemul ăsta deasupra ei cu blocajul acesta, în care am mai spus-o peste tot, dom'le, la Comarnic sigur, oricât ai fi într-o relație deosebită cu soția ta, ajuns să te cerți, pe la Sinaia începe a doua ceartă, e posibil pe la ieșire din Azuga la Predeal să te împaci la loc. Vrem să scăpăm de lucrul acesta și vrem să punem această zonă în adevărata ei valoare, valoare care oferă toată perspectiva, nu numai turismul din Sinaia, Bușteni și Azuga, ci alternativa turismului scump, cum l-aș numi la eu cu mulți ani în urmă, care înseamnă tradiție, înseamnă identitate, înseamnă valoare, înseamnă lucruri pe care le găsești mai degrabă în zone de sat, dar le găsești și în Breaza și în Comarnic, cu identități specifice, separate, care se completează foarte bine cu Valea Superioară a Văii Prahovei. Va deveni Valea Prahovei o perlă și să ne ajute Dumnezeu să fie liberală. Avem niște primari deosebiți. La Breaza, domnul Bogdan Novac, nu mai are sens să-l mai prezint. În primul mandat s-a văzut foarte bine, a fost într-un parteneriat, deși n-a fost în același partid politic cu Iulian Dumitrescu, de prietenul meu Sorin Popa, ce să mai spun, sunt chiar emoționat, pentru că în cariera mea am avut și situații, din păcate, triste, în care sunam primarul din Comarnic, înainte să fie Sorin primar, și refuza orice fel de ajutor, numai ca nu cumva PNL-ul să îl susțină. Avem niște oameni și o echipă deosebită acolo, Sorin Popa, Mihai Savu, viceprimarul, și vor fi lucruri exemplare. La Sinaia nu trebuie să mai prezentăm nimic, suntem obișnuiți că înainte de campanie vin atacurile, totdeauna acolo se face o campanie, am încredere în Vlad Oprea, am încredere în oamenii care au văzut. Și orice mizerie ar veni, faptele sunt mai clare ca oriunde în Prahova, poate la Oradea, mai în Sinaia, poate la Oradea mai găsim așa ceva. George Barbu la Azuga,
prinde din urmă, e o accelerare inimaginabilă acolo în ultimele două mandate europene, față, da? față de Sinaia, în apropiere, comparativ cu Sinaia, adică încearcă să prindă din urmă această administrație și ei au avut și o experiență comună și se sfătuiesc. Bușteniu, după un singur mandat, nu îmi place să vorbesc de vechea moștenire, dar a fost extrem de complicată. Faptul că s-a creat o majoritate a oamenilor cu experiență, trei partide politice au venit aproape de Mircea Corbu, pentru că sunt proiecte de o importanță reală, atât în turism, dar și în infrastructură, în derulare. În Bușteni e de notorietate că au blocat centrul medical. L-au blocat 4 ani de zile sistematic cu 3 finanțe succesive, 3 finanțări de la Consiliul Județean, centru medical cu centru de primire urgențe pentru spitalul din Sinaia, care am văzut foarte bine guvernul Ciucă cum l-a susținut pe primarul din Sinaia, și numai primarul din Sinaia știe ce eforturi împreună cu Iulian Dumitrescu a făcut ca acel spital să prindă viață. A fost de trei ori blocat în Consiliul Local. Deci nu vreau să vorbesc să vorbesc despre Valea Prahului, vreau să vorbesc despre Măneciu Cheia, dar există riscul să uit prieteni buni. Deci la Valea Prahului rămâne liberală? Credeți? Da, eu cred că rămâne liberală și am credința în oamenii ăștia că înțeleg cât de important este să fie, există o colaborare și să nu ne întoarcem la Tutankhamon, care văd că candidează și pe la Azuga, dar mai ales pe la Bușteni, care n-au făcut ceea ce spun acum în 4 mandate și vin acum la Bușteni. Imaginează-ți cât consideră oamenii ăștia că mai pot minți. Până unde cred că pot merge să spui că faci 4 telecondole? Să spui că faci 60 de km de pârtie când tu nu ai domeniu schiabil, când acolo este Parcul Național Bucegi. Este inimaginabil. Îi desconsideră pe oameni. Disperare sau despre ce? Disperare. Nu, bun, nu mă refer neapărat Bușteni. În general, promisiunile astea fără acoperire, avioanele astea așa aruncate. Făceam emisiuni, sunt primari de 34 de ani unii. Și acolo, ce-a spus asta la începutul emisiunii, nu există apă, nu există canalizare. Da. Și te întreb, pentru ce mai candidezi, frate? Da, da. Asta este o întrebare care și-o pun mulți cetățeni. Doar să păcălești și poporul. Și Iulian Dumitrescu n-a fost pasionat de lucrul acesta. Pentru că vă dați seama, țin minte când eu eram vicepreședinte al Consiliului Județean, împreună cu președintele de atunci, și a fost o finanțare de aproximativ 250 de milioane de euro pe Santid, rețele de apă, mai aveam să ne punem un steag pe cer în vechiul USL. 250 de milioane de euro. Gândiți-vă că în 30 de ani nu se găsesc aproape 600 de milioane de euro investiți față de 3 miliarde de euro cât a atras Iulian Dumitrescu. Dar ce ar fi putut să facă domnul Bogdan Lache și în Ploiești, care Ploieștiul devine, rămâne așa într-o discrepanță majoră. Că vorbim și de un restaurant, în afară de, că nu vreau să-i fac reclamă pe în centru tradițional. Da, două, trei, nu. Da, nu există. Nu există un loc de agrement. Nu există o zonă în care Ploieștiul era cunoscut în vechime. Dar nu există o dezvoltare. Nu există o viziune, plombări. Vorbim că nici la țară nu mai există așa ceva. Puteți să credeți că la Gornet, Cricov, aseară am fost, ne-am dat seama. Bine, orice fel de localitate din județul Prahova a atras mai multe fonduri decât Ploieștiul. Nu știu dacă înțelegeți Gornet Cricov. Este extrem de micuță, dar un primar foarte aplicat. Vreo 14 proiecte, cred că e undeva la 15-20 de milioane de euro atrase. Noi avem aici, spun unii, primarul zero, nu vreau să spun asta, eu spun doar minus 180 de milioane de euro, bani pierduți, și primari din zonă, că vorbim vreme mai devreme de Vlad Oprea, de Marian Măchițescu, de Nelu Savu, de la Bucov, mulți care semnalau, instituții ale statului, le spunea, dom'le, ce ni se întâmplă la Plăși, că erau un contact pentru comunele lor, Măneciu, Cheia, de exemplu, și așa mai departe, și erau întrebați, dom'le, ce se întâmplă la Ploiești, că putem să facem o eșalonare, putem să facem o regândire. Efectiv, cu mânânța sa, domnul primar a renunțat. Mai există două localități mici, Cerașul și... un exemplu. Cerașul și deasupra Brezei. Adunați. Adunați. Oh, da, primarul două meu. Localități unde cei mai tineri primari. Da. Adunați a fost cel mai tânăr primar. A terminat și teologia și mie mi-a plăcut asta. În general, latura asta creștină a primarilor pe mine mă sensibilizează, pentru că simt că vor veni vremuri în care este, pe lângă proiectele astea, este esențial, și o spun peste tot, ca în fruntea comunităților să avem oameni empatici. Oameni care empatizează cu populația. Oameni care, primari care știu problemele cetățenilor, chiar și alea personale. Pentru că canalizarea,
gazele, drumurile se duc. Dar contează relația umană, care undeva, cumva, s-a pierdut din vina cui e o altă dimensiune. Vorbesc despre comunitate. Și vorbesc de comunitate și relaționare. Și simt că vor veni, rare. Războaiele se vor da altfel. Dar undeva, cumva, acești oameni pe care cetățenii iubesc și cred că pot vedea umanitatea lui Iulian Dumitrescu acum, când am mers în teren, toată lumea este înșocat și ni s-a prezentat la televizor omul ăsta, cât de sensibil, cât de sincer, povestește cum a deschis o ușă, cum i-a venit ideea pentru a fluidiza programarea la un tomograf sau la un, și așa mai departe, sau investițiile de la Spitalul Județean, parteneriatul cu Bogdan Nica, universitatea dintr-o discuție. S-a dus Bogdan Nica, nu prea avem doctori. Și ce, mă, Mircea, asta înseamnă că trebuie să aducem universitatea la București. Adică aproape că îți vine să râzi un pic, că așa am reacționat și eu, domnul Enache, la fiecare inițiativă de asta naturală, sinceră, se duce la decanul universității, la rectorul universității, la prorector și zice, și când? În 4 ani vă pregătiți? Nu, acum în toamnă. Și era iunie. Și în toamnă s-a deschis universitatea, este singura secție a Universității Carol Davila, care eu îmi permis să o spun, domnul Bogdan Enache, că suntem români și trebuie să fim mândri. Una dintre cele mai de prestigiu universități din Europa, din moment ce sute, dacă nu chiar mii de doctori din România operează în sălile de operație din Europa și din America. Și vine și mută o secție la Ploiești, iar de anul acesta medici care vor învăța aici, profesori, doctori care vor preda aici și transformând Spitalul Județean în clinic universitar, vor fi operați cetățenii din județul Prahova de profesori, doctori de la cel mai înalt nivel, pentru că vor deveni în clinic universitar, automat vor veni doctori cu salarii mult mai mari, vor fi atractat și va fi într-un bloc operator cel mai modern din România. Domnul Iulian Dumitrescu îi și reproșez asta, spune de cum a obținut sponsorizarea de la OMV, săracii de la OMV probabil că erau învățați altfel cu sponsorizările. Eu nu detaliez acum lucrurile astea, m-am concentrat maxim să nu intru în mizerii. Dar când au auzit că pentru un spital, au reacționat imediat. Dar nu s-a oprit aici. Iulian Dumitrescu a văzut că 7 milioane de euro nu sunt de ajuns să fie cel mai modern bloc operator cu cea mai modernă și eficientă aparatură medicală. Și a mai adăugat 4 milioane de la Consiliul Județean și este la cel mai înalt nivel top. Și tot ce avem mai departe, 60 milioane de euro pentru dezvoltarea spitalului, maternitatea, știți foarte bine, le-a explicat domnul președinte. Le-am și filmat, eu am fost în bloc operator. Dar de ce a funcționat asta? Pentru că a găsit un om cu care a făcut un parteneriat. Eu aici, Bogdan Nica, într-adevăr, pot fi văzut subiectiv comparativ cu Iulian Dumitrescu, că mă cunosc de foarte mulți ani. Și o spun respicat peste tot. Niciodată PNL Prahova, că vorbesc de PNL, dar am permis să vorbesc și de vechiul PDL, nu au avut în fruntea județului și la municipiul Ploiești doi candidați liberali. Nu PNL, știți că la mine noțiunea între PNL și liberal diferă foarte mult. Sunt mulți peneliști, puțin liberali. Liberali care au făcut în primul rând ceva în viața lor, care au demonstrat prin profesia lor că pot fi pe picioarele lor și știi bine și la Bogdan Nica că a investit și în privat un om pe picioarele sale, un om cu anumit statut, dar mai ales cum a reprezentat județul Prahova cu cinste în instituții extrem de importante, strategice, clar, în dezvoltarea economiei în România. Președinte la ANPC, îi se datorează regionalizarea ANPC-ului cu regională la Prahova. Un om care a deranjat. Mie îmi plac oamenii care îi promovezi în politică, care deranjează sistemul. Când un ministru îți spune că ai un secretar general sau ai un secretar de stat în minister și deranjează pe ministru, asta înseamnă că omul ăla chiar vrea să facă ceva. Bogdan Nica a deranjat și mie mi-a plăcut asta. Pe unde a fost și în Spitalul Județean? A deranjat. Pentru că atunci când nu deranjezi, înseamnă că lucrurile continuă încetuț, încetişorul, cum vedem pe la PSD Prahova și cum vedem în cei 30 de ani din județul Prahova. Pentru că, domnul Bogdan Enache, uităm în campania asta să spunem că Iulian Dumitrescu este primul președinte al Consiliului Județean ales pe Partidul Național Liberal. Este primul liberal în fruntea județului. A mai fost Florin Anghel, care el a fost ales pe un alt partid, nu știu cum se numea, PPDL, nu mai știu exact, sau Partidul Conservator, într-o alianță, nu a fost pe vot uninominal, ci a fost pe acea listă și pe listă era, și prin votul consilierului județean, da, într-o alianță cu PSD-ul, că a trecut după aceea la PNL o perioadă și mai departe la PDL. Este altceva, este primul președinte, Iulian Dumitrescu, ales de către prahoveni
în fruntea județului. Și asta e mândria. Am venit doi liberali, unul candidează la Ploiești, unul la Consiliul Județean, liberali, prin profesie, prin pregătire și prin ceea ce au demonstrat în viața lor. La Ploiești, dacă Iulian Dumitrescu avea un partener ca Bogdan Nica, am fi văzut unul dintre cele mai moderne exclusiviste din punct de vedere al inițiativelor în Parcul Vest. Am văzut proiectul cum trebuia să fie Târgul de Crăciun, comparabil Craiova, cred că era depășită mai degrabă Viena-Sibiu, cu sală polivalentă, cu bazin de not olimpic, cu patinoar și așa mai departe, cu copaci la maturitate, că nu venim. Am înțeles că există acolo o doamnă director și o apreciez, care se străduiește totuși, dar trebuie să se străduiască tot 20 de ani să avem umbră prin parcul ăla. Pentru că la cum arde soarele acum, și noi în campanie căutăm umbra, da, pe cetățenii care vor să se plimbe. Vă mulțumesc, domnule deputat, v-am spus, dragi prieteni, un liberal adevărat, cu pasiune, vorbește cu pasiune. Ne vom reîntâlni. Domnul Bogdan Ioiache, pot să vă întorc complimentul? Un realizator cu ștate vechi, cu mult respect din partea mea, m-ați mai rămas câțiva și apreciez foarte mult. Nu-i nominez la dumneavoastră, dar în general cei cu care m-am certat în trecut și am făcut emisiuni dinamice, care deranjați, mie mi-au plăcut. Puteați să fiți și mai provocator astăzi, dar a fost în regulă. Ați fost dumneavoastră destul de clar și explicit. Vă mulțumesc, domnule deputat Mircea Roșca. Vă doresc succes. Aici punem punct aceste ediții speciale a emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!